După ce ați luat șpăgile, mita de la Oprescu, de la Prigoană, de la ceilalți ciocoi, dumneavoastră le dați o mare țeapă, deschideți buletinul acesta de vot și pe prima filă, aici jos în dreapta, vedeți pe candidatul nostru, Horia Vasile Mocan. Vă prezint în premieră buletinele de vot din 10 iunie. Ele au fost astăzi redactate, adică acum câteva minute, și au fost oferite, mă rog, fiecarei formațiuni politice, presupun, cât un exemplar, cât un specimen. Deci acum vă voi prezenta cum va arăta buletinul de vot din 10 iunie 2012 pentru Primăria Capitalei, pentru Primarul General și apoi pentru Consiliul General. Deci dumneavoastră când veți merge la secțiile de vot, și eu sper să mergeți toți, toți bucureștenii și toți prahovenii și, mă rog, toți ieșeni, și toți românii, veți primi un asemenea buletin de vot. El are acest format A4, deci eu vi-l prezint în original, să spunem așa, la scara 1:1. Deci scrie clar sus România, buletin de vot pentru alegerea primarului general al municipiului București, 10 iunie 2012. El are ștampila specimen, ca să nu credeți că e chiar un buletin cu care se va putea vota, dar exact așa va arăta el. Deci veți primi, cei 2 milioane de bucureșteni, mă rog, aproximativ cu drept de vot, veți primi acest buletin de vot. Acum, în buletinul de vot, el are mai multe file ca niciodată, sunt foarte mulți candidați, mai mulți decât la alegerile precedente, și când îl deschideți așa, deci vi-l dau oamenii, intrați în secția de în urna, cum se cheamă, cabina de vot. Nu vă vede nimeni acolo, să nu credeți că vă filmează, fiindcă știți că ciocoii din USR și PDL mint pe români că îi filmează de undeva în mod secret cum votează ei. Deci nu vă vede nimeni. După ce ați luat șpăgile, mita de la Oprescu, de la Prigoană, de la ceilalți ciocoi, dumneavoastră le dați o mare țeapă, deschideți buletinul acesta de vot și pe prima filă, aici jos în dreapta, vedeți pe candidatul nostru, Horia Vasile Mocanu, așa e numele lui întreg, trebuie trecut numele din buletin, deci nu doar Horia Mocanu, ci și Vasile de la numele tatălui său, da? Deci așa scrie, Partidul Poporului, de fapt, vedeți, Dan Diaconescu cu litere mai groase decât Horia Mocanu, deci cei mai, care vedeți mai slab, cum sunt și eu, sau cei mai în vârstă, care nu vedeți foarte bine scrisul ăla de jos. Exact așa va arăta buletinul, cum vi-l arăt eu acum, exact cu această calitate a tușului, fiindcă buletinele vor fi alb-negru și de regulă destul de prost tipărite. Deci, vedeți, Horia Mocanu se vede mai slab, Dan Diaconescu se vede puternic și sigla PPDD cu pumnul nostru, cu degetul ridicat, deci jumătate ridicat în sus și cu inițialele PP, da? Deci, pe prima filă sunt 6 partide politice, 6 candidați. Vedeți, e unul al UNPR-ului, sus în stâng, e în dreapta cel al PDL-ului, pe urmă, pe mijloc sunt încă 2 și jos ultimele 2. Deci sunt 6 candidați pe prima filă a buletinului de vot, da? Și dumneavoastră aveți treabă doar cu prima filă, mai departe nici mai aveți de ce să dați în acest buletin de vot, fiindcă mai departe sunt oameni care nu vă interesează pe dumneavoastră și care nu aveți de ce să-i ștampilați, de ce să-i promovați în fruntea capitalei. Vedeți, sunt o mulțime de candidați, 18 am impresia, 18 candidați în total, care de care mai hoți și mai puțin cinstiți, dar aveți de data asta o variantă, după 22 de ani de ciocoism, să votați pe Horia Mocanu la Primăria Capitalei. Deci când deschideți, dați coperta buletinului de vot, se dă coperta și pe pagina de față, în dreapta jos, este acest dreptunghiuleț în care scrie Partidul Poporului Dan Diaconescu și dedesubt Mocanu Vasile Horia. Acum, așa cum spuneau și invitații mei, să nu faceți confuzia, fiindcă pe pagina a nu știu cât a treia, la poziția 14, este un alt partid al poporului, Partidul Poporului Simplu, este partidul Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș, în fine, dar nu are Dan Diaconescu lângă el, are doar Partidul Poporului Elena Udrea, deci nu cred că puteți confunda cele două sigle, deci trebuie să căutați numele Dan Diaconescu și acolo pune ștampila. Mergem mai departe la buletinul de, veți primi foarte multe buletine la aceste alegeri. Trecem acum la buletinul pentru Consiliul General al municipiului București și el, vedeți, e la fel, buletinul pentru alegerea Consiliului General al municipiului București. Aici lucrurile se complică puțin, în sensul că sunt mai multe file, fiindcă lista de consilieri e amplă, dar va trebui să observați că singurul partid politic românesc cu listă completă la Consiliul General este tot pe PDD, așa cum se întâmplă de multe ori în țară. Lista aceasta, vedeți pe prima pagină, este lista USL și UNPR, cele două partide aliate astăzi, USL-UNPR, Adrian Stase, Gabriel Oprea. Mai dăm o pagină și pe partea aceasta, deci pe verso, deci pagina a doua sus,
primul partid este PPDD și este partidul, să vedeți, cu lista cea mai lungă, în sensul că are foarte mulți candidați pe această listă, 68, adică un număr record. O să vedeți, și la alte partide n-au putut pune atâția oameni. Unii au pus 3, 4, 5, 6, 50 și ceva au pus cei de la USL, cei de la PDL. Noi avem 68, fiindcă noi suntem singurul partid din România care avem 41.000 de candidați. Asta înseamnă numărul complet de liste în toate localitățile țării, la Consiliul Local, la Consiliul Județean, la primării și așa mai departe. Inclusiv în județele Harghita și Covasna, noi avem candidați în toate localitățile, spre deosebire de USL sau PDL, care îți vai de capul lor. Bine, domnul Hogea ne-a zis că PDL-ul nici nu prea are candidați prin Iași. Vai, mama lor, de la PDL, au fugit toți. Da. Probabil că USL e al doilea partid după noi ca și număr de candidați. Probabil că USL au undeva la 37-38.000 de candidați. Nu prea se apropie, pentru că USL-ul în multe locuri a mers independent. PSD, și separat PSD, PSD, bravo. Da. Și aici au candidați independenți foarte mulți. Vopsiți, mă rog, sub sigla USL. E cazul Oprescu, care baie independent, baie membru USL. Și mă rog, aici vedeți și alte pagini, foarte multe pagini de la Prodemo. Ați auzit de partidul Prodemo? Apare aici. Uite, e interesant cum s-a întâmplat la lansarea de candidat de la PDL, de la Mehedinți, unde n-a venit nimeni. Uite ce s-a întâmplat lui asta, lui Elena Udrea, săraca, că zici că e și blestemată. E o femeie frumușică. Uite partidul Elena Udrea, Partidul Poporului. Uite, n-a găsit decât 6.000 sau cât sunt aici să-i pună pe lista de consilieri. Deci toată lumea a fugit ca de râie, cum se spune, în popor. A fugit și nu s-a pus, n-a vrut nimeni să se pună pe lista. Simbolul fascismului italian. Dar ce face? Asta e situația, dar vedeți că de-aia le e frică, foarte frică de noi. Dacă i-au putut face în 24 de ore un partid care se cheme Partidul Poporului, cu sigla asta lui Mussolini, cum zice și domnul Hogea, și cu 6 oameni, 7 oameni aici, dar asta e interesant că, vedeți, nu s-au găsit oameni nici măcar cât, ia cine aici, cu soarele. Ce asta, PES, PAS? Cum se cheamă, că nu văd la... Partidul Alianța Socialistă. Până și Partidul Alianța Socialistă au găsit mai mulți oameni decât Udroaica, decât Elena Udrea aici la Partidul Poporului. Asta este situația. Deci așa arată, deci, buletinele de vot, formulare A4. După ce dumneavoastră ștampilați, să aveți grijă să puneți ștampila în interiorul dreptunghiului. Orice ștampilă care atinge una din muchile dreptunghiului e considerat vot anulat, din păcate. Sigur că ciocoii vor încerca pe urmă să le anuleze, mai pun ștampile cu degetul pe paginile astea ca să încerce să anuleze cât mai multe. Dumneavoastră aveți buletinul așa A4 și după ce îl ștampilați, îl împachetați așa și se bagă, nu trebuie să ne fie foarte împachetat, se bagă așa în urna respectivă. Și vor fi, repet, foarte multe buletine de vot, vor fi 4 buletine de vot, nu? În județe, la noastră, la Iași, Consiliul Local, Consiliul Județean, primar. Sunt 4 buletine. Da, fiindcă aici eu nu v-am prezentat buletinul de sector, depinde în ce sector vă aflați, și Consiliul de Sector. Se înțelege? Deci îți primim total 4 buletine. Vă reamintesc că în toate cele 4 veți găsi căsuțe cu Partidul Poporului Dan Diaconescu și să puneți 4 ștampile pe 4 buletine de vot. Mare atenție, o să vă arăt și cu ștampila, o să fac rost de o ștampilă, să ștampilăm aici în direct până pe 10 iunie fiecare seară, ca să vă arăt, fiindcă e foarte important acest lucru, tehnic vorbind, să găsiți numele Dan Diaconescu în cele 4 cărțulii care vi se vor încredința și apoi să ștampilați exact în mijlocul dreptunghiului, să nu scrieți nimic altceva în dreptunghi, fiindcă mulți români săraci, de, cum să spun, cu bună credință, mai spun acolo să trăiască PPDD, bravo, și jos cu ciocoi, și în felul ăsta se anulează, din păcate, buletinul de vot. Și mai ales nu înjurați la PDL, eu vă înțeleg că vreți să scrieți acolo M, puncte, puncte, nu știu, IE, sau la USL la fel, hoții, și PDL să scrieți egal loc sau ceva. Lucrurile astea sunt frumoase, sunt reale și eu aș face în locul dumneavoastră, dar din păcate anulează voturile dumneavoastră, ciocoii se leagă de orice ca să anuleze voturile. Cum să vă spun, tehnica lor este următoarea: ori cumpără votul, ori să-l anuleze. Ei altfel nu pot să rămână la putere. Bine, asta de 20 de ani încoace, da? Asta e stilul lor de a frauda legile. Ați auzit câte capcane au, câte metode, vreo 8 am descoperit noi până acum și probabil multe altele.